liniștiți-vă. Nu suntem aici să facem panoramă. Suntem aici pentru că este marea finală. Roast Battle 2021. Evenimentul anului. Nu știu dacă știți. De fapt știți că sunteți aici. Bă, sunteți mari de tot. Nu știți cât ne bucurăm să vă vedem din nou. A fost un sezon care a început groaznic de greu, a continuat și mai greu și se termină, așa cum cred că ne place tuturor, pe țâțele mamelor ălora care dau comenturi. Haideți că vă știți care sunteți. Nu, nu, glumesc, desigur. Se termină alături de voi, pe țâțele mamelor ălora care dau comenturi. Vă știți voi. Pentru mine e foarte important acest Rose Battle și sunt convins că pentru câțiva dintre voi rămâne important și sper că cu ajutorul vostru să mai facem sezoane care vor descoperi oameni super talentați, care vor duce umorul românesc acolo unde merită să fie, pe cele mai înalte culmi. Știți ce zic? Da. În regulă. Deci suntem înțeleși. Vă voi prezenta acum juriul. Avem un juriu de top. Nu puteam avea un juriu mai bun, compus din oameni care rup la orice roast se duc și doi dintre patronii clubului The Full. E prima oară când spune ceva de bine. Absolut întâmplător. Nu mai crezi, mă, că suntem live. Ziceam că e prima oară când spui ceva de bine de cineva. Nu e adevărat. Ai e răbdare. Prima oară. Frumos, deștept, foarte bun. O să încep absolut întâmplător cu Cătălin Bordea! Mare fan, mare fan. Nu spun că vinul lui Cătălin Bordea e mai mult un căcat, dar întâmplător aseară am călcat într-o baltă de nebun de alb și azi dimineața am câștigat un Logan. E bun! E nebun! E nebun! Dan Frânculescu! Dan Frânculescu a suferit recent un preinfarct, spre surpriza nimănui. Îl admir foarte tare pentru tot ce face, dar trebuie să recunoaștem, arată rău. E de parcă n-ar îmbătrâni, e de parcă s-ar strica. Și murez! Și prietenul meu, Cosmin Nedelcu, zis Micuțu! Prin natura meseriei am fost nevoit să fac foarte multe glume răutăcioase despre Micuțu, dar la finalul acestei perioade foarte grele, din toate punctele de vedere, trebuie să recunosc că este o specie aparte de artist și de om. Iar această specie este marele alb românesc. Și eu de obicei nu fac asta, dar vă rog eu frumos. Ne oprim acum toată chestia, oameni de acasă. Puneți pauză și căutați pe Google marele alb românesc. Acum, vă rog eu frumos. Deci Google, da? Scoateți telefoanele. Uite, asta nu auziți niciodată la spectacole. Scoateți telefoanele, marele alb românesc pe Google. Eu știu ce vă găsim. Am fost un pic păcărit la a treia poză, că voiam să zic, dar câtă pula are? De fapt, e altceva. Nu, abia aștept să văd dacă merge gluma asta, știi că o să arate acolo la statisticile Google. Marele câtă lume a căutat marele alb românesc? Se vorbească la știri de da, chestia asta. Bitcoin și marele alb românesc. Nu ne explicăm, toată lumea caută marele alb românesc. Elon Musk, a zis Elon Musk ceva de marele alb românesc? Nu, că dacă zice Elon Musk o să cadă marele alb românesc. Da, cadă. Cad. Așadar, acesta este juriul. Îmi fac datoria de a vă anunța și premiile, pentru că oamenii ăștia primesc premii. Așadar, locul 4 din această seară va primi niciun ban, wow, dar toată băutura pe care poate să o bea în seara asta la The Full, plus un abonament platinum ca fan Dan Diaconescu. Nice! Locul 3 va primi 300 de euro în lei, plus un ficus. Locul 2 va primi 500 de euro în lei, plus un scaun auto pentru copii. Nice! Și locul 1,
băi, ești nebun, 1000 de euro în lei plus un set complet de oale mai late. Ce hai să-ți dorești mai mult? Presim că o să fie un trafic pe OLX mâine. Ceva scaun de... pentru scaun, pentru scaun nou. Așadar. Bun, acum că știm totul, o să avem 4 oameni aici, avem 2 dueluri la început, pe la mijloc mai avem o surpriză, că anunțăm trofeul ultimul slăban, drăcării, nebunii, o să vedeți voi. Avem 2 battle-uri pentru început, mergem în sistem piramidal, cei 2 câștigători se înfruntă pentru trofeu, cei 2 pierzători se înfruntă pentru locul 3. Cele 2 battle-uri eu le-aș numi, unul este Na Servus Tu, iar celălalt battle e Ce faci cuițe. Vă las pe voi să hotărâți care battle e care. Așadar, runda 1, unde avem alături de noi pe George Dumitru și Paul Sabo. Bună seara. Bună seara. Hai să începem. Paul Sabo, acest Stephen Hawking mai puțin mobil, e băiatul care a pus robot în portret robot. La 36 de ani, George încă își pune notificări ca să nu uite să facă laba. Paul Sabo e un expert în parpalace luate direct pe piele. Pentru Paul Sabo, orice femeie e o problemă de disecat. George are niște observații foarte bune când observă că femeile locolesc. Când tasul lui Paul Sabo era mic, a dat mingea peste gardul reactorului 4 de la Cernobâl. George a auzit că la rost o să fie nevoie de 7 glume de om, așa că a venit cu toată familia. Oh! 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 Paul Sabo e din Cluj și e un mare vagabond. Are o gagică în fiecare someș. Oh! 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 Oh, shit! George Dumitru e singurul om pe care femeile lasă să le fută ca să nu aibă ocazia să fie prieteni. Băi, băiatul! Paul Sabo a făcut arte marțiane acolo unde s-a concentrat mai ales pe atacurile de panică. George Dumitru sau Dan Helciuc, dacă nu ar fi trăit berea. Bine, mă. Pare genul de om care abordează martura lui Jehova. Paul Sabo, acest mormoloc fără noroc, e genul de băiat care nu-și dă jos șosetele când se fute și nici sandalele. George Dumitru e atât de neinteresant care și coaiele egale. Paul Sabo arată ca un autist desenat de un alt autist. Excellent. George Dumitru e amuzant cum e mama vie. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Boom. Oh shit. Boom. Oh shit. Oh shit. Vai de mamă. Vai de mine. În primul rând condoleanțe. Și în al doilea rând, de asta facem chestia asta. Bravo. Extraordinar. Pe cuvânt. Extraordinar. E să vă văd, stimați jurați. Haideți să auzim părerea jurului începând cu domnul Dan Frânculescu. Iar sunt eu primul, mă. Băi, extraordinar, e prima oară când vine să dau cu fisa. Așa, bum, una după alta, extraordinare. Da, așa ar trebui să fie un roast battle și împunsături din toate părțile. Glume bune, priviri, bă, cum te uiți tu, dar au fost niște priviri totuși. Priviri difuze. Difuze, da. Foarte mișto, cum spuneau comentatorii aia, e o semifinală ca o finală, domnule.
mi-a plăcut, mai vin. Păi ce sfaturi să le dai, ești dumneata dreptate. Domnul Cătălin Bordea. Domnule, a fost cea mai bună rundă de când știu eu rost, și o știu rost de mult. Cea mai bună, domnule. Paul Sabo nu știe încă ce i s-a întâmplat, o să o vezi pe YouTube. Exact. Și tu ai avut un... tu ești în șoc acum, deci tu ești ca după un accident, așa când vine poliția, zice, ce s-a întâmplat? Dar o să vezi, e bine. E singura dată când îmi pare rău că unul dintre voi pleacă. Deci, serios, chiar îmi pare rău. A fost cea mai bună rundă ever. Fine. Bravo. Corect. Domnul Cosmin? M-ați impresionat adânc și chiar m-ați emoționat pentru că performanța voastră e demnă de toate laudele din lume. Vă iubesc. Paul, pot să fiu eu mama ta? Pentru că, băiatule, tu ești un rockstar. Serios? George știe de rockstar. El la improvizație, îți dai seama, acolo, el are aripile și are machiajul, știu că iese cu limba, cum, Kiss. Da, vă felicit, absolut. Bun. Păi mai ceva, Paul a și scris glumele în genunchi, după cum se pare. Da. Efortul depus, atâta zic, atâta subliniez. Are o masă foarte mică. Shogun! Ok, da. Puteți spune microfoanele că v-au felicit. Aia, că studiați pupat în curs. Sunt foarte bun, dar azi nici să nu... Deci... Scuze, asta voiam să mai spun, pentru că mi se pare că trebuie să o spunem. Atât de mult se muncește la Rose Battle, încât mi se pare că momentul ăsta e meritat și de Rose Battle și de oamenii care se uită. Știi, adică mi se pare că cu toții am pus energie în chestia asta și iată că ăsta, momentul ăsta e mulțumitor pentru toată lumea, știi? Da. Și asta e foarte frumos. Da. Așadar, să vedem care e votul jurului, începând cu Cătălin Bordea. Bă, nu există glume de... A, nu, că nu, voiam okay. Să aud piu, piu, piu. Ziceam să începem cu Gabi Gherghe, da? Vreau să aud un verdict dat de un om autorizat să dea un verdict. Paul Sabo. Un vot! Paul Sabo. Ah, da. Domnul Dan Frânculescu. Domnul Dan Frânculescu o să spună și de ce a votat, să nu se ceară renumărare după. E... Bă, ca sectorul 1. Bă, m-au supărat multe glume. De exemplu, la Dumitru a fost aia cu Someșu, care e impecabilă, da, Dexteri și așa. La Paul mi-a plăcut când a dat-o pe aia cu Trăiască berea, impecabilă, și nu mă așteptam să vină ceva după, dar a venit exact și cam șotul între țâțe cu coaiele egale, bă. Da. Nu, pe bune, m-a termenat, domnule. Deci pentru mine tot Paul Sabo, mi-e plac și consoanele foarte mult, așa că domnul foarte. Sabo. Mă, măcar ai scăpat de emoții. Domnul Cosmin Nedelcu! Da, no, eu sper să-l revăd pe George la Rose Battle, da. Pentru că... An de an, bă băiat, da. An de an. He's doing that shit și te felicit, votul meu merge, după ce am notat aici, la Paul Sabo. Ok, Paul Sabo merge... Pentru locul întâi, ne vedem la finala mică, poftiți afară. Mamă! Ce tari sunt! Aproape îmi pare rău că și-au plătit singuri avionul. Dar care e partea bună la Sabo? Că el chiar dacă câștigă și nu-i dați bani, nu se prindă. El pleacă fericit, i-a dat un brief cu oriunde ceva. Într-una din direcțiile pe care le pune. Mergem mai departe cu runda 2, unde avem alături de noi pe Mirel Popinciuc și Florin Gheorghe! Salutare, bună seara! Salutare, bună seara! Socheres Florine! Mișto, mișto! Mișto, mișto! Mișto cherau! Ce a să zice? Tot-i frunte! Iertați-mă, am gândit cu voce tare! Ziceți! Florin Gheorghe sau ucenicul Slenderman? Are capul ăsta așa mic că atunci când mă salpupă pe frunte, îl mai pierde prin gură! Wow! Prima dată când l-am văzut pe Mirel a fost la un stabor. Îmi aduc aminte exact ce a spus atunci. Oh, socheresc vere.
Florin e atât de prost că l-am chemat într-o zi la mine să-mi dea în cărți și mi-a luat biblioteca la palme. Mirel arată de parcă a venit aici pe o liană. Mirel, știi care e diferența dintre tine și un om care cască? La tine se aude... Florin are 33 de ani, dar nu i s-a mai dezvoltat scheletul de la 12. E singurul bărbat de vârsta lui căruia îi încape toată mâna în cutiile Pringles. Mirel arată ca un aurolac bine îngrijit. Dar care lasă loc de... Bă, ce femeie nebună-i tot elastice de păr în loc de mâncare. Și despre care toți spun, frate ăsta a fost doctor. Pe Florin îl ține bateria mai mult decât coloana. E atât de uscat că de fiecare dată când îi se scoală sfârcurile, îi pocnește hernia. Ce pula mai cu el, mă? Doamnelor și domnilor, muiștii! Mirel arată ca un jamaican crescut pe lângă lecliu gară. Numele lui de jamaican ar fi Bob Marley, făuritor de inele. Florin Gheorghe sau cel mai bulangiu Samsar? Pentru că negociază la sânge și cu ce rămâne din sânge te dă în el cu niște zloboți la tavă. Mirel arată ca o fostă vânzătoare de semințe la cornet în colțul blocului. El a spart deja 10 televizoare, tresare și are accese de furie când vede lăcrama la Lutline. Florin Gheorghe sau cel mai bun strecurător prin garduri și uși ușor crăpate? Pare genul de om căruia orice i-ai dat să țină, ți-l dă înapoi un suros. Mirel este un rockstar la început de carieră, care repară chitarele sparte de colegii lui în concerte doar ca să le vândă pe OLX. Florine arăs ca un fotbalist junior din Liga a 3-a care joacă în primul 11 doar pentru că îi vinde blugea antrenorului. Mirel, acest hermafrodit nehotărât, se supără de fiecare dată când cineva îi cere date de contact. Domnule Mirel, dați-ne vă rog un număr de telefon de contact și mail. Întrebarea e, nu toți hermafrodiții sunt nehotăriți. M-am gândit de acasă, dar am zis, lasă că merge. Lasă-mă că nu se prinde proștie. Să știe, intenționată asta. O să arunc o teorie, mă rog, e mai mult o presupunere. O să presupun că niciunul din voi n-a fost sunat vreodată de emisiune Am întrebat 100 de români. Nu. E regulă. Maestre. Lăsați. Ok. Haideți să auzim părerea jurului, începând cu domnul Cosmin Nedelcu. În primul rând aș vrea să vă felicit și să vă aplaud energia, pentru că a fost perfectă și la înălțime și v-ați muit unul pe celălalt. Veșnica mea problemă cu dicția, au fost vreo două, trei momente în care n-am înțeles și am pierdut gluma, din păcate. Și la dumitale, o dată sau de două ori, din nicăieri s-a evit problema asta. În rest, nu știu, numai de bine. Domnul Dan? Bă, zic, s-au dat glume cu chef, mi-a plăcut. Au fost și răutăți, în sfârșit, am avut ceva răutate adevărată. La Păpinciu chiar răutate medicală, așa, adică mi se pare cumva te-ai dus excelent. Așa e la ei. Ce înseamnă ei? You people? Tineri. La comedianții emergenți. Și mi-a plăcut și la Florin așa, adică a fost bagabonțeală, s-a și îmbrăcat bine. Pare că te-ai îmbrăcat de la 3 descumări. Ce zicea? Ai luat cei mai buni? și nu numai, da, a fost mișto. Eu m-am simțit bine, da. Bă, dacă te-ai simțit bine,
Că nu-i la asta muncim. Vinul e rece, apă, da, da, mi-a plăcut. Fac-o pe ultima sută și matale este mai. Ce să mai... Când nu, ceasul tic, 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 tic. Da, s-a văzut, s-a și scris, s-a și documentat. Ce să mai zic, bravo. Bravo. Domnul Cătălin? Mă bucur că le-a plăcut și colegilor mei, că și mie mi-a plăcut. A fost curat, frumos, cu chef, excelent. E de serbare așa, știi? De final, de plec la bunica. De zilele Giurgiului. De zilele așa. Giurgiului, așa. De gata, tata, s-a terminat. Dar numai mie mi se pare că ar fi un cuplu comic extraordinar. Ar fi un cuplu extraordinar, da, da. Și eu am zis asta. Deci extraordinar. Pare că v-ați înțeles așa. Și acum îmi zic de tine, un fel de roșu la urmă tu. Un fel de roșu și negru. Negru și revival, negru, da, ziceți. Da. Dar da. La fel ca la trecut a fost echilibrat, adică și ca energie și ca tot a fost echilibrat. Da, atât, foarte fain. Bun, bravo. Puteți lăsa microfoanele? Haideți să auzim, mult prea importantul vot al juriului, începând cu domnul Micuțu. Votul meu în această seară merge la Mirel Popinciuc. Un vot, Mirel Popinciuc. Domnul Dan Frânculescu. Bă, păi stricăm așa de iar surpriza. Votul meu... Pe ce mergem? Pe, tu bănuiești că știu ce e în capul vostru, nu? În afară de Bordea, efectiv habar n-am. Nu, votul meu o să fie și nu e votul la gen votați Arianul, dar votul meu e pentru Popinciuc. Mi-a plăcut amândoi foarte mult, dar Popinciuc a fost un pic mai rău și un pic mai... susținut. Chiar mai medical, susținut, da, de Atlas, așa, i-a dat-o unde trebuie. Așadar, Mirel, două voturi, hai să vedem votul lui Cătălin. Trei voturi, Mirel Popinciuc. Trei voturi, Mirel Popinciuc. Dar cu felicitări, Florin, extraordinar. Să bate la cupă! Mulțumim, Florin! Și cât cei patru concurenți se odihnesc, îmi face mare, deosebită plăcere să anunț că trofeul ultimul slăban pentru cel mai praf om care s-a prezentat la calificările Rose Battle 2021 merge la Marcela Bom, care din păcate a avut o problemă medicală, chiar nu e de râs. Dar ce a avut? O micșorare de sâni, nu? Sau ce? Bine, mă, vă zic. A făcut nu e trist. A făcut șoc anafilactic. Ce? Colmina, ce e ăla? Serios, nu, serios, hai, gata, terminați. Și ne-am gândit noi, bine, Marcela nu poate veni să primească trofeul. Avem noi pe cineva în club obișnuit să înlocuiască femei bolnave? Eu zic și... că da, avem, nu Adiță? Toți am răspuns deodată, Madalin Cârje! Wow! 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 Auzi, ca orice femeie bolnavă, cum intră, pune protecția, nu știu dacă ai văzut. Dar mai avem o surpriză, pentru că surprizele sunt nesfârșite la Club de Fund. Se țin lanț. Lanț e cuvântul. Avem și un premiu de popularitate, wow. Pentru că ne-ați convins prin multe comentarii de susținere că cineva merită neapărat un premiu de popularitate sezonul ăsta, iar acel cineva este, o să-l iubiți, Dan Birtaș! Vezi, ți-am scris numele pe un carton și e doar începutul. Bun, astea o să le iau, că n-aveți ce să faceți cu ele, pentru că surprizele ținându-se lanț, cei doi, Marcela Bom și cu Dan Birtaș, vor avea un roast battle demonstrativ între ei. Sigur, poate că era mult mai amuzant dacă era Marcela Bom, nu zic, dar în numele Marcelei Bom va citi maestru Mădălin Cârje. Vă rog, bravo, aplauz! Bravo. Pentru a-i face viața mai ușoară lui Dan, părinții au spus că toate femeile sunt lesbiene. Bravo, bravo! Bine, adică, Marci! Adică dă-n alea, nu? Ah, ok. Dă să vorfechează. Să vorfechează. Bună seara! El e! Nu vreau să spun că e plictisitor în mintea Marcelei, dar mi se pare că ochii ei încearcă să evadeze din cap. Dacă era excelent, aici, Chinovă zi. Vrei. She had to be there. Dan Birtaș arată ca cineva care dă întiri bombe copiii altora. Pare genul de libidinos care a inventat expresia a mersul pe jos face piciorul frumos.
Când Marcela zâmbește, un stomatolog se sinucide. Pentru că doar ea pune ură în dantură. Birtaș pare genul care atunci când se plictisește își mânghe hemoroizii pe burtică și le zice: nu vă taie, tata. Oh, wow. Shit. Nimeni nu vrea să facă revelionul cu Marcela pentru că așa o să le meargă tot anul. În adolescență, când ceilalți băieți se uitau la poze cu femei goale, Dan se uita la videouri cu Vadim Tudor. Marcela a câștigat locul 2 la Miss Arpagic. What? Plauzibil, totuși. În mod dubios, Birtaș arată în același timp și ca cineva căruia tocmai au dat primele coșuri, dar și ca cel mai prezent pensionar l-a jucat table în parc. Marcela arată de parcă a făcut un transplant, dar corpul i-a respins fața. Doamne, tot ce spui atât de începutul CSI exact începutul CSI. E descris pe ziduri. Trebuie să înceapă o piesă rock după ce ai spus exact. Și tu care ți-ai dat ochelarii jos de fiecare dată când ai spus ultimul cuvânt, vrei să încerci, te rog frumos, mai dă o dată asta, da. Ciprian, ai o ceva de chitară rock? Da, exact jingle-ul, da, dă-ți ochelarii jos și ți-i pui după ce dai punch. Am înțeles, okay. Da, și acum clipitul des de mie, op, normal. Așa, hai. Atenție mare. Marcela și-a făcut un transplant, dar... Nu, da, trebuie să fii serios. Nu. Dar pare... Nu, da. Dar pare că corpul i-a respins fața. Bine. Nu-l ajută, e îmbrăcat în toate culorile pe care le găsești într-o balegă. Dacă da. Da. Toamna lăutarului. Dan Birtaș și atât de zgârcit, încât urmărește oameni care se plimbă cu câini pe stradă doar ca să le fure saci menajeri. Faptul că ai țipat-o, să știi că a ajutat exact cât ai presupus. Marcela e aia care în India scapă de viol. În grup. Este de la sine înțeles că nu încurajez violul în grup. Da, mă, normal. Ba dimpotrivă. Îl descurajez oriunde apar. Absolut. Birtaș arată ca un pescar care preferă să sărute râmele decât peștii. Atunci când Marcela face dragoste, undeva, un taximetrist n-are rest. Păi înseamnă că... Excelent! Excelent! Înseamnă că Marcela... Iartă-mă, dar husa aia, dacă poți să o mai arăți odată, ce? E perfectă pentru tine. Adică nu-mi imaginam să ai altă husă. Ai cămașa lui. Pașaportul meu. Aici îmi țin tot. Cardurile victimelor. Puteți să vă luați alea, că voi ați fost demonstrativ, ce să vă spun oameni. Da, nu, excelent. În foarte afară bine. De să vă țină lumea foarte minte. Bine. Bravo. Mădălin, bănuții sunt pe nopier. Ok? Trecem la bătălia epocală pentru locul 3, care se va desfășura între George Dumitru și Florin Gheorghe. Bună seara din nou. Bună seara din nou. Salut. Seara din nou. Mamă, ce tensiune, poți să o tai cu cuțitul. Șt, aș lase. Florin Gheorghe lucrează la RCS RDS din 2009 pentru că nu a înțeles că poate să plece când vrea el. George Dumitru, sau cum ar arăta Hrușcă vara. Florin Gheorghe, acest bănel măiculiță, e atât de treabă că nu se mută în case părăsite. Okay. Da? Da. George e atât de țăran că atunci când plătește cash, aude des expresia: frate, frate, dar e brânză pe bani.
Strămoșii lui Florin au ajuns pe aceste meleaguri acum foarte mult timp, când pâinea costa 2 țigani. Mamă, trăiță! Bun! Scuze! Avem voie să o dăm pe asta pe YouTube? Băi, Doamne Dumnezeule, nu aici! Nu aici! Scuze. A, ferim! Scuze. Nasul lui George arată ca într-o filmare în slow motion în care a primit un croșeu în ureche și ai pus clipul pe pauză. Așa e. Să-l vezi, trebuie să-l vezi. Așa e. Cătălina Ponor e campioană la bârna de pe fața lui Florin Gheorghe. Bun. Nas la nas. George arată ca un câine mops cu păreri. Motivul pentru care Florin Gheorghe nu are dicție e pentru că aia nu se fură. Umblă vorba că George este un animal în pat, în sensul că femeile care fac sex cu el nu rămân gravide, ci gestante. Cum ne potrivim? Când Florin Gheorghe face sex, el zice că intră prin efracție. Îi și zice lui nevastă sa, ia uite mă câta efracție am. O așteptăm. George este un jucător de hockey care s-a retras ca agent de pază la metrou, care vine și te roagă să nu te mai pui pe burduf. Dar nu mai au burduf. Sunt, că le punem noi. Te verificam, băiatul meu. Brânză bună în burduf. Mai e, alea cu burduf. Florin Gheorghe era atât de panicat când era mic că era frică că îl dau la țigani. George e un om capabil și de aia e în stare să atingă orice pragă își propune să atingă. Asta doar pentru că are 1,90 m și tot ce trebuie să facă e să facă așa. Mai mult un comentariu. Vă mulțumesc. O finală mică. De așa fea. Ca o calificare. Nu, serios, a fost ok. Cătălin, spune dumneata ce crezi. Ce să mai zici? Na, bă, iarăși cu... când faci glume scurte este absolut extraordinar, serios. Deci când te lungești, se duce dubios, rău de tot. Dar în rest, e bine. Na, nu e... Na, față de celelalte... știi? Da, ok, ok. E așa de urmărit miercuri. Bă, teama mea e că mergem din rău mai rău, adică aia mi-e frică pentru finala finală. Da. Da, vedem, în regulă. Domnul Dan Frânculescu. Da, și mie mi s-a părut așa un fel de mai mult screensaver, știi? I-aș pune pe ei în timp ce sunt cu gagică și face altceva. Dar el aș să meargă, știi? Și n-am mai văzut entuziasmul ăla, cel puțin la domnul Galben, așa, pentru posesorii de drept. Da, la George n-am mai văzut entuziasmul ăla din battle-ul anterior. Anterior. A rămas acolo, anterior. Și la, iar la Florin Gheorghe parcă un pic mai nesigur, așa, parcă nu era telefonul tău, ceea ce nu, dacă... nu acuz. Oh, maestre! Ok, domnul Cosmin? Păi, mie mi s-a părut sincer că nu vă suportați real. Așa mi s-a părut. Problema e că nu a fost și o glumă la răutate, știi? Adică mi se pare că ați fost ambii răi, dar nu prea am râs așa. Na, ce să zic? Eu nu cred așa, eu cred că ați fost doar slab, nu cred că ați fost. De unde răutate? Bă, aici e că... N-ai, tu mi-e părerea unui om. Da. Fiecare îi se pare... Na. Uite, o să fie un comentariu, micuțul a avut dreptate, eu chiar cred că nu se... 46 de like-uri. Piși pe tine, Nicolae, nu știu ce... Nu, fără... Oamenii care mă plac pe mine au bun simț. Ascultă-mă, nu, ascultă-mă. Ascultă-l pe marele alb. Da. Când deci dă cu copita în masă și spune... Știi cum e genul de meci unde zici, bă, a câștigat fotbalul în seara asta și a câștigat roast în seara asta, nu contează cine s-a... Asta este. Nu a fost, nu mi s-a părut prost, mi s-a părut sub nivelul vostru. Finala mită. Da. Croația cu Bulgaria. Da. Ok. Bine. Păi dacă ați avut de zis, puteți să lăsați microfoanele. Hai să vedem votul. Gândiți-vă că unul din ei bea și unul din ei ia bani. Adică să aveți în cap asta. Unul din ei oricum ia bani, da.
Astea sunt niște glume care nu vă fac cinste, domnul Frânculescu. Care este votul dumneavoastră, domnule Dan Frânculescu? Păi o să merg contrar oricăror principii pe Florin Gheorghe. Florin Gheorghe, un vot. Domnul Cătălin Bordea. Bă, pentru că la orice emisiune suspansul vinde, eu o să merg cu domnul George. Te-a citit, nu? Un vot și un vot și suspansul atinge da, cote alarmante. Da, Florin pentru aia cu hrușcă, dar vreau să vă suspans. Ce? Aia cu hrușcă a fost impecabilă. Impecabilă, da. Impecabilă. Da, irelevant, 1-1. Așa. Domnul Cosmin Nedelcu, cine ia locul 3 și cine bea până mâine? M-am gândit mult. Bă, dacă aveai ochelari era așa. Nu, stai, stai, nu citi. Și votul meu. Nu, no, băgăm. A, era, aveam. Ați văzut la Survivor că ține 3 zile suspansul? Da. După ce mi-am notat pe foaie, Dumnezeu mi s-a arătat și a spus că decizia mea este asta era pentru după, dar știi ce? Cine e? Cine e Cosmine? Florin Gheorghe. Da! Florin Gheorghe, locul 3. Ai luat bine, ai luat bine. Wow! Mamă! Suspansul m-a rupt. Și acum, marea finală, a marii finale, a Rose Battle 2021. Sper că sunteți toți pregătiți pentru înfruntarea titanică dintre Paul Sabo și Mirel Popinciuc! Yeah! Mai ai carteală pe tine, Mirele, a? Cum ai niște așa șmecheri, prietene? A intrat fără carteală, așa mi se pare. Ce dracu zici, mă, Paul? Am înțeles. La ce să facem? No. Dă-i vagabond mare, ce? Dă-i... Uite și trăiele și că repară Windows. Bă, mă, e cu șurubel niște. Poți să-l chemi să-ți dezinstaleze Windows? Ce Windows aveți? 10. Aici. Paul Sabo nu s-a uitat niciodată frumos la cineva. Are o privire care spune: am văzut mulți cai care se fut, dar n-am putut să-i urmăresc în detaliu. Mirel Popinciuc sau Epava din Epava de la Costinești? Boom. Dă-te, dracu. Arată de parcă cu el tratează doctorii herpesul și nu le reușește. Paul Sabo arată tot timpul de parcă e blocat într-un trip prost pe ciuperci. E genul de om care continuă să miroasă florile de plastic și după ce își dă seama că-s de plastic. Încă un Crăciun în familie și Mirel rămâne fără verișoare pe care să le fută. Paul Sabo, ca în cocoșat de griji în seara asta... Paul sau cel mai mic dintre căpcăuni? În timpul liber stă în dreptul podurilor și obligă oamenii să-i rezolve ghicitorile ca să-i lase să treacă. Pe vremea lui Vlad Țepeș, Mirel Popinciuc scuipa în fântân să le otrăvească. Paul face parte din grupul de comedie Ardele Neșii. Cel mai prost joc de cuvinte de la Glumești de Ringoace. Nice. De acord. O duce atât de prost că atunci când are show-uri pe terase, porumbeii se opresc din zbor să-i arunce grăunțe. Mirel Popinciuc, acest sandu ciorbă cu păr în ea, arată... Oh!
Aoleu, bă, băiatule, băi! Băi, 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 băi! Arată ca ceva ce ar vomita o pisică. Paul Sabo sau am dat acolo, cum îi zic colegii din echipa de ridicați mei din liceu? Paul, pare că după ce ai văzut Harry Potter ai futut foarte multă vreme capete în pereții gărilor. Mirel Popinciuc pare că joacă fotbal doar pentru transpirația de după. Fuck, what the fuck? Hello, random shit. Asta pare posedat. E talia comediei. Cu SZ, posedat. Paul, singurul joc pe care îl jucau părinții cu tine era te joc în picioare. Mirel Popinciuc arată ca cel care curăță piscina, dar și ca mizeria curățată. Paul, arăți ca toți conducătorii de ghildă din jocurile online care întreabă caracterele femei, auzi, dar tu chiar ești fată? Nice. Mirel Popinciuc pute în timp ce se spală. What the fuck? Oh my god, man. Wow, wow. Ce vremuri să trăiești, a? Da. Un an sau doi înainte și nu-i prindeați pe băieții ăștia doi. Doamne, ce bine, ce bine îmi pare că am venit. Și spun asta foarte rar. Bravo, vă. Ce părere aveți voi? Începem cu domnul Cosmin Nedel, cu zis Micuțu. Domnule, pe mine o singură chestie m-a deranjat, că am văzut-o chiar la tine. Topărul. Adică ai dat o, ai dat o bucată, ai dat o glumă, exact ce spunea și Cătălin la Florin Gheorghe și mi se pare că toată lumea face greșeala asta la Rose Battle. Ai dat o glumă care e bună și după aia vii cu un topăr care nu e topăr. Adică aia a rupt și după aia ai dat, o, ai dat completarea care e fix degeaba, știi? Exact, exemplu fiind ultima glumă de acum pe care ai avut-o, că el pute în timp ce se spală. Care putea fi foarte ușor stricată cu, nu știu, strângi după aia din ce se adună în canalizare. Știi? Și mai faci un Popinciuc. No, deja o faci bună, du-te în pula mea, nu mai, tu nu mai vorbi. Dar 0-7-2. Dar spuneam... da. Pot face orice premisă o glumă. Spuneam așa, pentru viitor, pentru ceilalți comedianți care se vor urca la sezonul viitor, sau poate chiar voi dacă reveniți, musai. Să încercăm să nu... Da, să da, ne oprim acolo. În rest, the swag, un pic, ai, te-a îngenunchiat un pic. Ai simțit-o și problema e că ai intrat în vins. Aia m-a supărat la tine în seara aceasta. De gândi pe viitor. Vă felicit pe amândoi. Vă. Da, bravo, bravo. Domnul Frânculescu. Păi la fel, o finală de calitate superioară, aș spune. Dar vreau zic lui Paul Sabo, frate, și serios, uite în ochii mei și la baie în același timp. Îmi pare bine că te-am cunoscut, frate. Foarte, foarte mișto. Mersi. Și dai, nu mă uit la el și nu mă aștept. Mi se pare genul domn căruia, dacă merge la cinema, îi dai ochelari 2D. Când merge la film normal, știi? Să le vadă părerea normală, e bine. Dar așa, una după alta, una după alta, bă, excelent. Și mă rog, s-a simțit și votul în ce am zis, așa că... Și pe Mirel îl știam. Dar altfel, altfel, da, foarte, foarte mișto duelul, într-adevăr, cu topurile. Asta e o problemă, am văzut la... Nu știu cum să oprească oamenii. Oamenii nu se așteaptă să intre prima. Da, dacă ai văzut că ai intrat... Dacă ai văzut că ai intrat, las-o. Nu-ți forța... Desuat și se. Deci, mergeți acasă cu acest mesaj după seara asta, dacă a intrat, las-o. Ca de la papă a venit, da, așa. Efectiv, bă, da. Da. Ok, domnul Cătălin? Este o finală simbolică, bă, e ca într-un film american, ăla cel mai popular din liceu, cu ăla care lua bătaie, ești nebun la cap. Da, bravo, da, da. Cine fute prințesa balului?
doar pe finalul de la filmul. Că să teenage. Nu, dar aici lui cine fute? De excelent, e jur. E cine arde printesa cu lupa, ca da, 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 da. Deci, serios, Sabo a dat în el exact 4 ani de liceu, a strâns 4 ani de liceu și a zis mărțumate. Toate cărțile dărâmate. Tot. Și tu tot cu drag, știi, că știi că era proiectul tău umanitar. Uite, vezi unde te-am adus. Extraordinar, frumos, bă. Și tu, Nicolae, și tu. Pare ăla care n-ai mai terminat liceul de mult. Bă, taie de joc, știi ce stai aștepți. Dar, serios, este cea mai bună finală de foarte mult timp. Extraordinar, serios. Felicitări amândurora, extraordinar. Damn right. Eu mă las de roast. Nu mai fac niciodată. Asta poate ar fi fost o opțiune bună, irelevantă. Vă puteți să puneți microfoanele, pentru că urmează cel mai important vot al lumii. Pe care o cunoaștem. Pe care o cunoaștem. Cu care ne cunoaștem. Și o să începem votul acesta cu Dan Frânculescu. Păi am zis. Paul. P.S. Un Paul vot. Sabo. Paul. P.S. P.S.Z. Domnul Cosmin Nedelcu, unde merge votul dumneavoastră? Băi, ce nenorocit, bă. Bă, ultimul om. O facem, mă, pe aia. E cam șubret Bordea, nu știu ce să zic, dacă poți să... N-are o experiență asta bună, frică, da? Asta mi-e frică. Eu l-am mai văzut fiind prost. Da, nu, hai să o luăm așa. E fragil, bă. Cătălin, când faci dreapta, unde te uiți? Nu, nu în stânga, ca să vezi dacă vine ceva. Nu. Când faci dreapta, unde te... prost, nu te poți baza pe atâta. Da, dar în ce situație? Mergeai înainte. Nu știu, pula suspans, Mirel ți-a făcut-o, votul meu merge la Paul Sabo. Da. Doi, domnul Cătălin Bordea. Bă, sincer, tot Paul Sabo, dar, i-aș da un vot și lui Mirel, pentru că, știi, de obicei oamenii se demoralizează când văd că îi încalecă ceilalți, dar ai ținut sus și tare și ai fost extraordinar. N-ai niciun motiv să fii demoralizat. Dar votul merge la Paul. Ești tânăr, până la urmă. Ok, deci incredibil, Paul Sabo a câștigat! Bine! Haideți, mă, toți pe scenă să vă premiem! Bravo! Oameni buni, o să vă dau așa. Locul 4, open bar la The Full în seara finalei, acum până la 12-1. Putem să stăm până la un 4, a? Hai, bă, până la 4, da. Ok, deci până la 6 poți să bei liniștit. Domnule George Dumitru! Aici pe spate ai codul cardului pentru, da? Datele de logare pentru abonamentul Platinum de fana lui Dan Diaconescu. Yeah! Pentru locul 3, domnul F. Gheorghe, 300 de euro în lei și un ficus! Locul 2, domnul Mirel Popinciuc, mâncaiaș gura lui, 500 de euro în lei și un scaun auto pentru copil. Atel! Să străiască! La mulți ani! Să fie într-un ceas bun! Și marele câștigător, da, imensul câștigător al acestui sezon de Rose Battle, 1000 de euro în lei și un set de oale mai late, domnul Paul Sabo! Bravo! Ridică, frate, cupa. Hai să, nu, hai să facem pe aia ca la Liga Campionilor. Fiți atenți. Ok. Mulțumim, oameni buni, mulțumim tuturor oamenilor care au fost jurați aici, mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit de acasă, că atâta s-a putut. Promitem că data viitoare o să fie experiența pe care au avut-o oamenii ăștia care au fost alături de noi și care a fost, deci îmi imaginez, superbă, cât de cât. E, bine, dar voi ați și băut. Deci avem asta. Ne revedem la anul, să vă dea Dumnezeu sănătate.
Asta e foarte important. Vă iubim. La revedere. Bă, de ce ești mă nesimțit și te uiți fără să dai subscribe? Aha, nu știu ce mi-a plăcut, dar nu dau subscribe. Dă chilul meu subscribe!